un idealist care se inspiră din realitate. Trăiește într-o țară care crede că nu există. Face muzică într-un spațiu lipsit de showbiz și teatru într-un loc în care doar cei pătimași îl mai practică. Pare controversat? Stați să-l cunoașteți! Nicu Țărnă la un sfert de vorbă cu Ilona Spătaru. Bun găsit! Cum te simți, Nicu? Foarte bine. Simți aici o alură de rock, așa? Ne-am tras o geacă? Nu știam nu, că... Eu cred că ți-i comod să stai în geacă, pentru că și mie mi-e comod să stau în geacă. În primul rând văd un local foarte comod, foarte confortabil după mine și după tine, bănesc, de-aia și invit toți invitații tăi aici, unde e foarte drăguț. Ai spus undeva că înainte de concerte sau spectacole, ți este suficient un sfert de oră ca să te pregătești. Crezi că încape azi într-un sfert de vorbă? Să ne povestești despre toate? Nu neapărat într-un sfert de oră. Cred că o să ne mai întâlnim, poate și în alte emisiuni. Și mai vorbim și după. Da, o să mai vorbim și după, dar vedem, încercăm. Hai să vedem dacă reușim. Formația ta, Gândul Mâiței, face 15 ani acum. Un sfert, spune. 15 minute și exact, 15 ani. Exact, este o cifră magică. 15 întrebări, nu? 15 întrebări am pregătit, sigur. Dacă e să racordăm la ciclul școlar, da? Cum ar veni, ați fi în clasa 9, când se dau examenele de capacitate? Credeți că sunteți cu valiza plină de cunoștințe, experiențe la 15 ani? Bună întrebare, interesantă întrebare, nu m-am gândit la asta niciodată, dar cred că oricum avem foarte mult de muncit și în continuare. Slavă Domnului, avem fantezie și suntem energici, nu am îmbătrânit, ce este foarte important pentru noi, pentru mine cel puțin și pentru colegii mei. Vrem, facem și sper să facem încă mai mult, să reușim să scoatem și un album și nu numai unul, să scoatem 2, 3, 4. Și foarte important este că mai avem ce spune tinerilor și după 15 ani eu credeam că muzica noastră o să plece odată cu generația mea, adică nu mă teribilismul ăsta, da? Mai rebel, exact, uite asta, rebel. Și credeam că odată cu generația mea, care nu, eu nu mă consider bătrân, dar oricum suntem deja pe la mai sus de adolescență, mult mai sus. Nu, uite că sunt copii tineri, adolescenți de 13, 12, care 14, par mult mai bătrâni, care au acum 15 ani, care abia s-au născut atunci când noi am început și ascultă Gândul Mâiței. Dar contează ce este aici, ce este în suflet, cred. Probabil e vorba de mesajul pe care l-am promovat de fiecare dată. Noi n-am cântat cuvinte de dragul cântatului cuvintelor. Foaia verde lobodă sau la mare soare, fete frumoase, nu mai știu eu. Pentru că noi tot timpul am mers în paralel cu tot ceea ce se întâmplă în societatea noastră, în țărișoara noastră. Atunci când au fost meeting-uri legate de limba română, când s-a schimbat în limba moldovenească, am participat activ. Și multe, multe altele, adică nu neapărat politice. Un mesaj orice, social, de fapt. Exact, orice, pentru că arta, după mine și după colegii mei, eu nu o văd în afara societății în care trăiești. Atunci n-ar trebui să faci arta, tu trebuie să pleci de aici. Cu ce veniți la 15 ani? Știu că pregătiți un CD. Ai putea să-mi fredonezi ceva, dacă te rog? Nu cred că aș putea să-ți fredonez, pentru că e în stare de lucru. Noi muncim acum la acest proiect. Toamna o să mă invit, sper, din nou la această emisiune, împreună cu colegii, să facem altceva. Și atunci chiar și vom cânta. Vrei un concert aici, în platou? De ce nu? Cu chitară acustică. Încercăm mai... și pe asta, nu? Dar despre ce este? Care este mesajul CD-ului? Avem și o denumire. Nu știu dacă această denumire va rezista până în toamnă, dar e o denumire de ciornă, hai să spunem așa. Grandomania. Adică noi ne jucăm cu aceste două litere legate din G, M, a precedentă era Ghem în Ghem. Bine, prima a fost cu Gândul la Ea. Grandomanie, nu neapărat la modul direct, că noi suntem grandomani, prin și anumite... nu de la faptul că ați crescut mari sau... Vrem să ironizăm multe momente care se întâmplă la noi în țară. Vreau să spun că textul deocamdată încă nu e scris la toate piesele, pentru că multe evenimente care s-au petrecut acum recent deja o să influențeze textele din unele piese. La ce fel de evenimente te referi?
chiar și în politică, chiar și în momentele legate de social, de viața noastră de zi cu zi, în artă, orice. În viața mea personală s-a mai schimbat ceva și asta tot, bineînțeles, că influențează textul. Pentru că nu poți cânta un text care nu simți, care este unul steril, care este unul care nu ți aparține, pe care nu îl înțelegi, pe care nu îl crezi, care nu este firescul tău. De fapt, tu spui că toate piesele tale sunt inspirate din viață și nu vin de undeva din vise, din nu crezi în povești cu zmei. Dar tot noi le creăm ca și tot noi credem în ele undeva, sau cel puțin iluzoriu. Ne pare că, uite, noi suntem un făt frumos și este undeva un zmeu, un balaur. Fără vise, fără aspirații la ceva, eu cred că viața ar fi mult mai tristă. Eu altceva vreau să spun, că, bun, sunt probabil poeți, scriitori care noaptea se trezesc, își mai... Vine muza. Vine muza. Nu știu dacă la noi vine muza, dar cred că vine și ea la noi uneori, ne mai vizitează. Ce vă face? Da, ne mai salută pe obraz sau pe frunte. Viața, în primul rând, tot ceea ce ne înconjoară, absolut toate evenimentele. Vreau să spun că mai puțină politică o să fie în texte. Ele o să fie cam voalate. Cam ne-am săturat de politică, ascunsă, e adevărat. Nu că ne-am săturat. Noi suntem o țară în care, de fapt, nu există oameni profesioniști. Noi suntem, de fapt, nici măcar nu putem să ne considerăm o țară. De ce? Pentru că țara este alta. Țara este una mult mai mare. Noi suntem un braț, sunt atâtea un braț țări mici, rupt Elveția. dintr-un corp. Noi suntem un braț rupt dintr-un corp care doar mai are niște Știu că visez la unire cu România. Da, eu sunt unionist, da, pentru că nu poți crea, vezi, se vehiculează și vor să ne creeze un popor artificial, niște moldoveni cu o limbă inventată moldovenească și crede-mă, atunci eu mă pierd. Eu nu mai pot să exist în spațiul ăsta creat artificial, pentru că valorile mele nu coincid cu valorile lor. Și Danicu, nu pot să mă identific în spațiul ăsta. Dar este un vis iluzoriu, nu se întâmplă. Păi atunci eu nu mă simt confortabil în spațiul ăsta. Atunci eu de ce nu pleci? Unul pentru străin. Că nu vreau să plec, pentru că eu sunt la mine acasă. Pe unii colegi care nu au plecat eu de aici. Eu sunt la mine acasă, nu vreau să plec. Unde să plec? Aici nu sunt mormintele mele. Numele meu, Țărnă, are peste 3000 de ani. Eu vin din daci, pentru că în limba română s-au păstrat peste 300 sau 400 de cuvinte din limba dacă. Mm-hmm. Cerb, cocostârc, zână, moș, ie, brânză, ceaun, țărnă. Dar atunci ce trebuie făcut ca să te simți și tu bine în țara ta? De muncit mai mult. Noi avem nevoie de o revoluție economico-culturală. Cine o face? Noi trebuie să o facem, fiecare din noi. În primul rând, artiștii ar trebui de investit mult mai mult în cultură și în artă, dar ca din adinsul și ca de obicei și ca din toate timpurile, se lovește cel mai tare în primul rând în cultură. Adică nu se investește absolut, se ignoră la maxim. Nicu, dar se mai cere rock pe piață acum? Viața și așa este grea și obsedantă. Rock-ul cam... Muzica rock, în primul rând, este muzică vie. Și atâta timp cât lumea o să trăiască, cum omenirea și civilizația va exista, va exista și muzica vie, pentru că lumea s-a mai săturat de playback-uri și artiști. Între ghilimele, care pe sezon, pe modă, cum e moda. Tu n-ai cântat niciodată playback? Ba da, la televiziune, unde sunt posibilități minime de a cânta live, bineînțeles că am cântat playback. Dar e critic, la petreceri private, la cumătrii, nunți, la prieteni, la frați, surori, mă rog. Mm-hmm. Da, dar atunci da, pentru când că te-am văzut cântând la o nuntă și la un moment dat s-au speriat acolo părinții miresei, se pare, dar s-au obișnuit cu rock-ul, până la urmă au dansat și ei. Eu știu despre care nuntă vorbești, eu n-am cântat rock. De fapt, noi nu cântăm rock, noi cântăm pop-rock. Pop-rock, un gen... Faptul că utilizăm chitări distorsionate sau sunete mai grele într-un anumit aspect, e altceva. Da, pot să spun rock, poate prin text, poate prin dinamică, poate prin impactul la un moment dat cu ascultătorul. Dar niciodată nimeni după o piesă, ascultând piesele noastre, n-a ajuns să fie mai violent, n-a fost agresiv, dimpotrivă. Și mă mândresc cu acest moment că o piesă, vreau să spun care chiar, Requiem, noi am salvat viața unei domnișoare. Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat acum câțiva ani. E un site de socializare unde la un moment dat a venit un mesaj foarte lung, credeam că e un spam. Așa. N-am atras atenție, după aia am văzut că scrie bună seara,
Nicu, vreau să-ți spun ceva foarte important. Eu venisem seara acasă, eram cam obosit, zic, bine, mai mănânc ceva, după aia citesc. Și tot ce am rămas, zic, hai să văd cu ochii pe mesaj. Da, cu ochii pe mesaj, hai să văd ce scrie domnișoara. Eu l-am recitit de 10 ori după aia. Chiar undeva l-am copiat, nu mai știu exact unde stă. Acea domnișoară era disperată din o dragoste neîmpărtășită. Neîmpărtășită, exact, undeva la cămin și era gata să să-și pună capăt zilelor, să-și ia rămas bun de la viață, dar ascultând piesa care mergea s-a dat pe radio pe calculator sau nu știu unde, această piesă care are un mesaj, stai, nu ceda, nu rata șansa ta, viața e frumoasă, ea a renunțat, a zis că nu mai vreau, totuși viața e mult mai importantă, viața continuă. Ai cunoscut-o și virtual sau și virtual, în viață? Din păcate n-am cunoscut-o așa pe viu, poate într-o bună zi, cumva, ne vom cunoaște. Pentru astfel de piese merită să trăiești, merită să profesezi mai departe. Sigur că da. De-aia formația noastră a rezistat tuturor ostilităților, că au fost și probleme, băieții au avut și un accident. Din fericire, eu n-am fost atunci cu ei. Au fost mai multe situații complicate, că eu cred că... Accident de mașină, te referi? Da, accident de mașină. Au fost și probleme financiare și cineva plecase din formație. La un moment dat era o criză și financiară și spirituală și nu mai știu eu. Dar am rezistat, și mergem înainte pentru că asta este meseria noastră. Pe lângă muzică, mai faci teatru, actorie, radio, TV. Cum le îmbin pe toate? Teatru mă ajută foarte mult în muzică, muzica mă ajută foarte mult în teatru, iar restul sunt așa niște momente mai mult de a-mi completa, să spun eu, bagajul meu personal, pentru că radio foarte bine mă mobilizează și în același timp 3 ore de dimineață pe viu, într-o improvizație 100%, bine, cu anumite pregătiri din timp, îmi completează personalitatea și mă ajută foarte mult în viață. Te trezești pe la 5:45. 5:45-6 cam în fiecare dimineață. Și cum reziști? Care e ritmul? Un ritm foarte sănătos. La 10 deja bateriile îmi sunt practic la 0. Epuizate. Și după povestea de seară... Care e la 10 dimineața? Sau? La 10 seara. A, la 10 seara. După povestea de seară mă culc și eu ca un cetățean. Dar la 10 dimineața ce faci? Când se încheie matinalul vostru? La 10 dimineața, după aia toată ziua am... Mă refeream la asta, tot mergem la 10 dimineața, dar am repetiții teatru, nu. Am repetiții la teatru, după aia seara am repetiții cu formația. Mai particip și la un interviu uneori de genul ăsta, cum stăm noi acum. Bine, că sunt foarte multe activități care mai apar, mai dispar pe parcursul săptămânii, lunii. Recunosc că am un ritm destul de încărcat, adică ritmul meu este destul de dinamic. Din cauza ritmului ai slăbit un pic în ultima perioadă. Fac sport și am un regim mai special alimentar. Este vorba de modul sănătos de viață? Ce da. Mănânci? Se numește dietă hepatică, adică totul fert. Fert, apă plată, fără pâine, fără zahăr, fără sare. Nu te-ai lăsat de fumat? Că e un trend așa sănătos acum? Hai că poate până în toamnă reușesc să mă scap și de fumat, da. Te-ai filmat în Lupii și Zeii. Ce ți-a dat această experiență? Pe lângă faptul că i-ai cunoscut mai bine pe strămoșii tăi dacii. În primul rând e o experiență foarte bună în film, pentru că teatru e absolut altceva, film e absolut altceva. Adică sunt practic aceeași meserie, dar ca și tehnici sunt absolut diferite. Eu am cunoscut o echipă foarte frumoasă. Eram ca o familie mare, dar am trăit în condiții, aș spune așa... Spartane, dar am stat în pădure, am stat pe lacuri, îndurând frig, ploi, dar am rezistat și la acest proiect, care mi-a plăcut foarte mult. Părerea a fost foarte multe și diferite vis-a-vis de acest film, dar asta este părerea publicului și... Orice părere este acceptată. A fost un film și este un film de lung metraj. M-am filmat aproape 40 de zile. Îți dai seama când stai 40 de zile. Ai avut un look acolo mai deosebit. Toți aveam un look așa mai deosebit. Atunci când, înainte de filmare, veneam din Chișinău, toți cu barbă și am intrat într-o alimentară undeva într-un sat. S-a oprit timpul. 30 de bărboși. Îți dai seama că doamna de la Teșghea s-a gândit, cam poate au venit rebele din Cecenia sau de unde. Să trecem un pic de la profesional la personal.
la acest capitol, ce aia ne spune? Nu pot să spun că duc lipsă de o viață personală, dar mă strădui să nu afișez, să nu vorbesc prea mult despre asta. E o zonă tabu, adică eu sunt convins că fiecare și are viața lui personală. Adică eu așa spun, e patul meu unde numai eu sunt stăpân pe patul meu și nimeni nu are voie să... E inima ta? Ești în armonie? Acum asta vroiam să știu, că în pat nu. În inima ta acolo. Echilibru? Armonie acum? Sau ești în căutarea acestor stări? Știi, este vorba foarte frumoasă la noi, la moldoveni, tot ce se face, se face spre bine. Eu sunt convins că viața le așează pe toate și le rânduiește așa cum ar trebui să fie. Sunt convins că și viața mea personală se va regla, se va pune la punct. E cineva, bineînțeles că e cineva la mijloc, dar deocamdată nu vreau să dau detalii pentru că e prematur. Nicu, îți mulțumesc tare mult și aștept să mă inviți la concertul vostru. Cu mare plăcere, te invit, invit și toată echipa și sper să ne mai reauzim și să ne revedem. Și atunci o să te aud pe viu, Fredon, în ceva, dacă nu te-am putut convinge la mine în emisiune. N-am vorbit prin Skype acum, atunci ne vom vedea pe viu și la concert.